urmează poate cel mai greu meci. Da, cu siguranță o să fie meciul următor cel mai greu, pentru că întâlnim o formație care cu siguranță și-au luat toate măsurile pentru a veni la Târgu Jiu să câștige. Noi sperăm să le dăm puțin, să zic eu, planurile peste cap. Sunt convins că la ora meciului o să fie sala plină și acest lucru o să fie atul numărul 1 pentru noi. Am mare încredere în fetele, am văzut la antrenamente, am stat de vorbă cu stafful și cred că toată lumea este și se gândește doar la acest joc. Vă dați seama că este un meci greu, pentru că din punctul meu de vedere este un meci de 6 puncte. Noi încercăm să nu punem presiune pe umerii fetelor, pentru că noi plecăm cumva, să zicem, cu șansa a doua pentru cei din jur, să zic, și atunci ar trebui să fie mult mai mare presiune pe echipa din Slatina. La fel cum spunea și domn profesor și Sabine Clime, pe care o felicit că și-a revenit destul de repede și bine și ne bucurăm că e alături de noi. Cred că putem să facem o figură frumoasă, nu doar în acest meci, ci în meciurile ce vor urma. S-a confirmat accidentarea la niciun an, din nefericire, pare o pierdere mare la prima. Așa este, rămâne de văzut acum cât o să stea sau cât de repede o să-și revină, dar este mult mai importantă sănătatea unei jucătoare decât orice meci din lumea asta, așa văd lucrurile. Îi dorim să revină cât mai repede pe parchet și sper din suflet să nu fie ceva grav. A spus la vânzare de marți, biletele pentru această confruntare, vă așteptați la o atmosferă incendiară și cât de mult va conta publicul în meci echilibrat la prima oară. Da, ne-am gândit și cred că așa o să facem și de acum înainte, la fiecare meci o să punem biletele în vânzare de la începutul săptămânii, pentru că noi suntem oricum toată ziua la birou, la sală și pentru a evita formarea cozilor înainte de meci și îmbuzeala, să zic așa, e mult mai simplu ca oamenii care au drum pe aici, pe la stadion, să treacă pe la noi, pe la club și să își achiziționeze bilete. Și chiar au fost vândute destul de multe bilete. Deci, cu siguranță, acest lucru ne arată faptul că publicul din Târgu Jiu are un interes mare pentru handbal și, cu siguranță, o să fie sala plină și o atmosferă incendiară. Punctul dumneavoastră de vedere o victorie cu Slatina, nu știu, le-ar face pe fete să evolueze mai dezvolt în perioada următoare? Cu siguranță, dacă vom reuși să trecem de Slatina, cred că o să fie o descătușare, să spun așa, și o să fie un plus de încredere, deși suntem la un nivel mare cu încrederea în grupul nostru. Dacă o să vină cele trei puncte în meci cu Slatina, o să fie o atmosferă mult mai relaxată și mai bună în interiorul echipei. Nu că nu ar fi acum, dar cu siguranță atunci când aduci puncte în plus, îți dă o anumită stare, îți dă un confort și un joc relaxat. Într-un joc, cu siguranță te gândești doar la ce trebuie să se întâmple pe teren și ai o evoluție mult mai bună. Știu că mai doriți, sau tot timpul mai doriți și jucătoare la lor. Aveți vreo înțelegere verbală cu cineva până acum sau nu e cazul? Nu este cazul deocamdată. Tot timpul o să anunțăm după ce se încheie toate tratativele sau negocierile cu anumite jucătoare, dar deocamdată nu avem nimic de anunțat din acest punct de vedere. Mulțumesc!